8:32, aproape la timp cu dublu sau nimic în această dimineață. Vă reamintim că am făcut mutările cu dublu sau nimic. L-am mutat de la 9:30 la 8:30 pentru cei care sunt acum în trafic și vor să asculte cel mai tare concurs de radio. Zi, Luca, și tu. Da. Da, asta, așteptam o confirmare de la tine. Cel mai tare. Oana e cu noi, e din Cluj. Bună dimineața. Neața. Salut, bună dimineața. Bună, Oana. Ce faci? Când ați sunat, voi citeam. Ce tare! Adică, citeam, îmi dăm cafeaua. Ce tare, bravo, super! Scuzi, ce citești? Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Ia uzi, Ioana. Treabă! Bine, vrei să te lăsăm să citești și când termin, ne dai un semn și intrăm puțin mai încolo în direct? Nu. Acum vrei banii, a? Bine. Sper să investești tot în cărți dacă o să câștigi astăzi 100, 200, 400 sau 800 de euro. Unde vrei să te oprești? O să vedem. Habar n-am. Deocamdată mă simt așa un pic cam cum m-am simțit odată când eram în liceu și m-am dus la Alba Neagră. Stai mai că nu e Alba Neagră, ești, Doamne iartă. Stai puțin, nu face comparația asta. Alba Neagră este o escrocherie pe cuvânt aici, este serios. Și e pe bani adevărați. Nu, dacă ești pe margine, ți se pare că știi. Aha. A, la asta se referea. Și acum brusc, da. Bine, Oana, hai că la noi e simplu, uite, trebuie să-ți treacă puțin emoțiile. Și să răspunzi la 4 întrebări. Răspunsurile sunt foarte simple, le-a ales Luca astăzi, ca și ieri, ca și alaltă ieri, când s-au dat bani, 200, respectiv 400 de euro. Noi avem 4 întrebări. Spuneam, răspunzi la prima întrebare, dacă vrei să mergi mai departe, banii rămân la noi cel puțin temporar, poți să dublezi suma. Dacă răspunzi corect, ajungi la 200 de euro și tot așa până la 800. Dacă greșești, însă banii rămân cu totul la noi și se reportează pentru mâine, da? Ok. Ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Când ești pregătită, începe dublu sau nimic. Sunt pregătită. 100 de euro. Cum se numește rima ce apare atunci când primul vers al unui catren rimează cu al patrulea, iar al doilea rimează cu al treilea? Îmbrățișată. Îmbrățișată, ai zis. Da, îmbrățișată. Deci citești și poezie, nu? Adică... Ce întrebări stă asta, domnul Luca? Pentru cetățeni. Iar a greșit? Da. N-am greșit. Uite că știe, da. Versul, știe, nu? Rimă știe. În pasul piticului. Hai că eu am un sentiment. Auzi, știi ce ar fi să te oprești tu acum? Ai luat 100 de euro, ai lasă-ne, du-te, citește. Mai fă o cafea. Hai că fetele sunt mai timide, așa. Bă, nu-ți place riscul, nu? N-am avut de la început nici 100 de euro, așa că merg mai situația. Departe. Mentalitatea asta e curajoasă. Până la capăt. Mergem mai departe. Bani, am 200 de euro. Nu, dar gândește-te serios. Cu 100 de euro... Da. Faci multe lucruri. De euro, ce? Da, poți să iei mulți litri de ulei. Ulei? Cine s-a mai gândit la ulei? Când e vorba de litri. Da. Bine, Oana, e sigură? Mergem mai departe? Da, da. 200 de euro. Oana, ce domnitor al țării românești a condus atacul de noapte de la Târgoviște din 1462? Habar n-am. Este cel bătrân, dar e ghicesc. Vlad a fost acolo și o să relateze imediat. Da. Ce să... M-am mai liniștit. Nu... A, e bine, nu e bine, o fi bine, o fi rău. Ce ți-am spus eu? Să te oprești? Ce ți-am zis să te oprești? Da. Dacă nu l-ai ascultat, eu întotdeauna l-ascult pe Vlad. Da. Întotdeauna. Da, audiențele. Păi nu.
Și eu vă ascult, așa de obicei vă ascult, numai nu iau aceeași decizie. Da. Și la muzică l-ascult acum pe Vlad. Ascult tot ce ascultă Vlad. Cum e Vlad? Tizu a dat atacul de noapte. Tizu a dat, nu? Tizu, da. Tizu Țepeș. Okay. Vlad Țepeș. Vlad Țepeș, okay. Atacul de noapte. Un moment faimos. Un tip de atac de gherilă, că altfel ce se atunci nu putea altceva. Bine, Oana, îți mulțumim tare mult. Ne pare rău că n-ai luat banii astăzi. Să faci, să completezi colecția de cărți. O să fie pe mâine. Da. Dar noi te așteptăm mâine, să știi. Poți să continui să te înscrii, să știi, și pe site, și prin SMS. Ne-ar face mare plăcere să ne reîntâlnim, ne spui ce mai citești. Eu te conving de data viitoare să te oprești mai repede. De-astea. Mai repede de atât nu se poate. Oana, mulțumim tare mult. După 100 de euro, cum să te oprești după 100 de euro? E greu să te oprești după 100 de euro. Nu poți. Bine. Bine, avem 100 de euro pe care o punem peste 100 de euro de mâine. Mâine plecăm de la 200 de euro la dublu sau nimic și putem ajunge până la 1600.